Regulamentul de funcționare a sistemului de autotaxare în parcările cu plată din municipiul Suceava va fi modificat la propunerea primarului Ion Lungu. Cei care au ultimul cuvânt sunt consilierii locali. Proiectul inițiat de primarul Ion Lungu prevede o taxă orară de 2 lei pe oră, inclusiv TVA, prin emitere tichet de parcometru pentru parcările supraterane, iar pentru parcările subterane, 1 leu pe oră, inclusiv TVA, prin emitere tichet de la sistemul de taxare, intrare sau ieșire echipat cu bariere. Abonament trimestrial 100 de lei inclus TVA de luni până vineri în intervalul orar 16-8, sâmbăta și duminica integral. Abonament semestrial 180 lei inclusiv TVA de luni până vineri în intervalul orar 16-8, sâmbăta și duminica integral. Abonament anual 350 de lei inclusiv TVA de luni până vineri în intervalul orar 16-8, sâmbăta și duminica integral. Pe de altă parte, parcările pot fi utilizate gratuit de posesorii autovehiculelor sau vehiculelor dotate special pentru persoane cu handicap, posesorii autovehiculelor electrice. Autoturismele instituțiilor sunt exceptate de la plata taxei de parcare prin afișarea în loc vizibil a unui element de identificare specific instituției de care aparțin și eliberat de către aceasta, vizat de primăria municipiului Suceava în original. Elementele de identificare vor fi vizate după ce, în prealabil, instituțiile mai sus menționate vor fi transmis primăriei liste cu numerele de înmatriculare ale autoturismelor care le aparțin, însoțite de documente justificative. Parcările cu plată din municipiul Suceava sunt următoarele: Piața Centrală, Centrul Comercial Bucovina, Hotel Bucovina, Strada Ștefan cel Mare, zona cuprinsă între Banca Națională a României, sucursala Suceava și Parcul Central, Strada Nicolae Bălcescu, Strada Vasile Alexandri, vis-a-vis de Colegiul Național Ștefan cel Mare, parcările din zona Bazar, Policlinica Bethesda, parcările subterane din zona centrală a municipiului, parcarea de pe Bulevardul 1 Mai vis-a-vis de IPJ, parcarea Bulevardul George Enescu, bloc T90 și parcarea Bulevardul George Enescu, bloc T90. Celelalte prevederi conținute în hotărârea de Consiliul Local cu numărul 90 din 2018 rămân valabile.